Dacă doi fulgi de zăpadă îți cad pe piele, nu vei simți nimic. Dacă în locul unui fulg de zăpadă cade pe tine accidental un scrum de cenușă, va apărea o mică gaură pe hainele tale sau poate vei simți o arsură ușoară. Dacă din greșeală versi ceai fierbinte pe tine, vei simți o durere groaznică, iar pielea ta va suferi arsuri destul de grave. Dar ce s-ar întâmpla dacă două picături de lavă, care este de sute de ori mai fierbinte decât apa fiartă, vor ajunge pe pielea ta? Haideți să ne imaginăm că te afli chiar acum în apropierea unui vulcan care este pe cale să erupă și din păcate exemplul orașului antic Pompei sugerează faptul că este o experiență destul de neplăcută. Simțul supraviețuirii alături de picioarele tale te vor ajuta să te îndepărtezi de locul dezastrului. Nu lua decizii pripite și depărtează-te la o distanță cât mai mare pentru că un vulcan te poate ucide în doar câteva secunde. Chiar și fără o amenințare anterioară, un vulcan rămâne extrem de periculos pentru că lava sa poate ajunge la tine prin mai multe modalități. Deci, chiar dacă te afli la o distanță sigură, este bine să te îndepărtezi și mai mult, în caz contrar, corpul tău va deveni un amestec interesant de investigat pentru poliție. De exemplu, în anul 2000, în apropierea vulcanului din Hawaii, s-au găsit două persoane decedate, ale căror corpuri au fost erodate de acid clorhidric. Tu ai asocia prezența acidului clorhidric cu erupția unui vulcan activ? Adevărul a fost aflat la următoarea erupție vulcanică atunci când lava a ajuns pe coastă și a făcut contact cu apa sărată a Oceanului Pacific, creând astfel un nor de acid clorhidric. Adăugând în această ecuație un vânt puternic, vă puteți da seama că oamenii care au fost spectatorii acestei erupții au fost afectați de norul de acid clorhidric purtat de vânt de-a lungul întregii regiuni. Ar trebui să iei toate măsurile de siguranță chiar dacă te afli în preajma unui vulcan aparent stins. Dacă numai două picături de lavă cad pe pielea ta, ele se vor lipi imediat provocând arsuri grave. Nici măcar să nu ți treacă prin cap să încerci să le îndepărtezi, pentru că nu vei face decât să întinzi lava pe o suprafață mai mare. Totul ține de dimensiunile picăturilor. Dacă sunt mici, vei rămâne numai cu niște cicatrici normale, ca în urma unei arsuri obișnuite, dar usturătoare. Dar dacă, indiferent de motiv, te afli în mijlocul unei grindine de lavă, lichidul fierbinte îți va arde pielea și carnea până la os, iar țipetele tale se vor auzi de pe alte continente. Totuși poți atinge lava pentru doar un moment fără să-ți pierzi mâna. Poate ați văzut cum o picătură de apă care cade pe o tigaie încinsă nu se evaporă imediat, ci formează o bulă mai mică. Acest fenomen se numește efectul Leidenfrost, iar atunci când atingi lava se creează un strat elastic de abur care previne evaporarea apei, deci o să te alegi doar cu o arsură a pielii foarte gravă. Însă cel mai probabil acest truc nu te va ajuta în orice situație. Întrucât nu există fum fără foc, nici lava nu va erupe fără motiv. Dacă vulcanul va erupe brusc, nu vei reuși niciodată să scapi de lava fierbinte. Norul aparent frumos care coboară panta vulcanului se numește fluxul piroclastic și este un amestec de abur, cenușă și particule de lavă care au o temperatură de 800 de grade Celsius, comparabil cu temperatura noxelor emise de un motor cu reacție. Odată ce te regăsești în interiorul acestui nor de gaze și lavă, apa din interiorul corpului tău va începe rapid să fiarbă. Fluidele vor crea o presiune enormă în interiorul craniului, ceea ce îl poate face să schimbe dimensiunile și forma exact ca un balon. Nu, acesta nu este scenariul unui film de groază, ci cruda realitate. S-a stabilit de curând că în anul 70 după Hristos, după erupția vulcanului Vesuviu, majoritatea oamenilor din orașul Pompei și-au pierdut literalmente capul. Bineînțeles, te-ai putea ascunde într-un subsol, evitând soarta de a fi fier de viu, dar în acest caz, fi sigur că ei cu tine și o mască de gaze. Dacă vulcanul activ se află pe fundul mării, el saturează apa cu o cantitate enormă de dioxid de carbon. Un strat de dioxid de carbon va apărea brusc, iar din moment ce acesta va avea o temperatură scăzută, se va menține pe fundul apei, distrugând tot oxigenul animalelor marine. Dacă ai fi martorul erupției unui vulcan, ar trebui să înveți rapid să zbori sau să escaladezi cel mai apropiat deal, cu toate că până și acest lucru este periculos. Hai să ne întoarcem la început, atunci când te afli lângă vulcanul căruia îi simți tremurul prin pământul de sub picioare. De aici ai două opțiuni, va avea loc o erupție, iar tu vei fi acoperit cu tentacule de lavă, sau marginea craterului pe care te afli se va prăbuși și vei cădea în lacul fierbinte de magmă. În timp ce te gândești care ar fi cel mai rău scenariu, îți voi prezenta un fapt interesant. Piatra topită din care este compusă lava are densitatea și viscozitatea ridicată, ceea ce o face imună la influențele externe. De exemplu, dacă Frodo și-ar fi aruncat inelul puterii absolute în inima vulcanului, acesta nu ar dispărea în valuri de foc, în schimb ar rămâne la suprafață. De asemenea, dacă vei cădea de pe marginea craterului, în mijlocul vulcanului, datorită densității sale mari, magma este aproape solidă, deci dacă cazi de la o înălțime destul de mare, îți vei rupe gâtul sau orice altă parte a corpului pe care aterizezi. Dacă plonjezi în lavă clocotită din interiorul vulcanului cu capul înainte, vei avea arsuri monstruoase, iar dacă ai norocul să nu ți se oprească inima datorită șocului dureros, organele tale interne se vor contopi pur și simplu. Dar chiar dacă nu te înneci în lavă, încă nu ai nicio șansă să supraviețuiești unei erupții vulcanice. De exemplu, temperatura vulcanitei, rocile formate prin răcirea lavei, din interiorul vulcanului Oldoinio Lengai, ajunge la 550 de grade Celsius. Munții de Siciliu din cercul de foc al Pacificului sunt încălziți la 850 de grade. Dacă iadul există cu adevărat, atunci probabil este localizat în vulcanii cu erupție fuzivă, de pe munții puțin înalți, pentru că aceștia formează literalmente lacuri de lavă cu temperaturi care pot atinge 1250 de grade Celsius suficient de cald pentru a te topi din aer înainte să ajungi la lavă. Bineînțeles, în timpul căderii te poți agăța de orice margine de roc într-un stil dramatic, demn de un scenariu de film. Însă nu te grăbi să ceri ajutor pentru că aerul fierbinte și amestecul de gaze nocive îți vor arde plămânii înainte să intervine cineva în ajutorul tău. Interiorul vulcanului este un spațiu închis, aproape ermetic, deci temperaturile sunt identice atât în inima vulcanului cât și pe marginea craterului. Lava fierbinte este soluția ideală prin care putem combate poluarea de pe planeta noastră. În 2002, vulcanologul renumit Richard Rosco a aruncat de pe marginea vulcanului Erta El din Etiopia un tomberon plin cu resturi alimentare. După ce a zburat 79 de metri până a ajuns în inima vulcanului, cutia de metal a străpuns ușor crusta solidă de lavă și a creat o fântână spectaculoasă de fum, la fel ca atunci când este eliberat în atmosferă aburul rezultat în urma arderii materiilor organice industriale. Dacă aluneci de pe marginea craterului unui vulcan, singurul lucru care va rămâne din tine va fi doar cenușa, pentru că temperatura media la lavei ajunge la 1000 de grade Celsius. Dar dacă ai noroc să cazi într-un vulcan doar cu câteva sute de grade mai rece, corpul tău se va transforma într-o statuie înfiorătoare, pentru că oasele tale nu vor fi erodate complet și se vor transforma în straturi de acid fosforic. Pe de altă parte, magma nu are niciun flux, deci cel puțin în teorie poți să mergi pe ea. Însă, înainte de o plimbare romantică în gura vulcanului, trebuie să porți un costum protector. Sună bizar, dar îți poate salva viața. Atunci când avem de-a face cu un vulcan adormit, se formează o crustă înghețată la suprafața sa. Această crustă se simte ca o rășină lipicioasă și caldă, deci dacă o săcați prin craterul vulcanului de la o înălțime mică, te vei lipi de această crustă și vei suferi arsuri severe, necroză, iar țesuturile tale vor fi carbonizate. Nu cred că își dorește cineva să fie înghițit de lavă, așa că mai bine fiți prudenți și folosiți costumul protector care vă va permite să ieșiți încet, ca să nu înrăutățești și mai mult situația, nu face mișcări bruște și cere ajutorul cât mai rapid, cu speranța că suprafața magmei întărite îți va susține greutatea. În cazul unei salvări reușite, vei ajunge cu siguranță pe prima pagina tabloidelor și vei avea ocazia să spui tuturor incredibila poveste. Din fericire, testarea limitelor corpului la interacțiunea cu lava nu este un lucru ordinar care să se petreacă de zi cu zi, așadar nu trebuie să te îngrijorezi prea mult, pentru că șansele de a cădea în lava unui vulcan sunt foarte mici. Totuși, sunt o mulțime de alte substanțe periculoase cu care te poți confrunta pe parcursul vieții, cum ar fi mercurul, uraniul radioactiv și nitrogenul lichid. Vom vorbi despre fiecare în episoadele viitoare. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!